Salutare și bine ați venit la școala de cripto! Pentru astăzi m-am gândit să adun cele mai importante știri ce au legătură cu criptomonedele, NFT-uri, blockchain-uri și chestii de acest tip din ultimele 24 de ore și să le prezint, să le vedem un pic împreună, să vedem ce s-a mai întâmplat în aceste domenii care foarte probabil ne interesează pe toți. Și avem practic Vodafone, compania Vodafone scoate la licitație primul SMS din lume în format NFT. Mesajul a fost trimis pe 3 decembrie 1992 la petrecerea de Crăciun a companiei. Mesajul conținea practic acest text, Merry Christmas, foarte interesant și practic va fi scos la licitație ca NFT într-o vânzare unică organizată de Casa de Licitații Acute din Franța, iar banii vor fi donați către organizație, organizația înaltul comisariat pentru refugiați al Națiunilor Unite pentru a sprijini persoanele strămutate forțat și va avea loc această licitație online pe 21 decembrie 2021 în caz că careva dintre voi vrea să participe. Foarte interesant, semnal oarecum bullish, da? Din ce în ce mai multe companii încep să se familiarizeze cu acest domeniu, blockchain, NFT-uri, criptomonede și așa mai departe, deci posibil, poate în arii ce vor veni să vedem, de exemplu, la Vodafone sau la Telecom și așa mai departe și metoda de a reîncărca prin criptomonede, în sensul că putem face plata cu criptomonede, da? Bitcoin, nu știu. Ether, Tether și așa mai departe. Bun. Foarte interesant, semnal bullish pe această știre. Și aici la fel, Asociația Germană a Băncilor de Economie ia în considerare portofelul cripto. Ce înseamnă asta? Undeva la peste 400 de bănci de economie din Germania vor practic să permită utilizatorilor, da, adică celor care au conturi bancare la ei, să poată investi direct din contul lor bancar în criptomonede. Dar ceea ce ar însemna că asta fi un semnal foarte bullish pentru criptoinvestitori. Și aici putem vedea cripto ca acoperire împotriva inflației. Lansarea programului pilot de servicii cripto poate fi interpretată ca Germania, care încearcă să ofere cetățenilor săi o acoperire împotriva inflației globale în creștere. Președintele Asociației Băncilor de Economie în Germania, Helmut Schlewis, a subliniat erodarea bogăției din cauza mixului toxic pe creșterea prețurilor și a ratelor scurte ale dobânzilor la investiții, în condițiile în care criptomonede precum Bitcoin apar încet ca o acoperire solidă împotriva inflației, proiectul pilot ar putea fi martorul unor mari revolte economice pentru Germania în 2022, deci foarte posibil ca prin 2022 să vedem aceste peste 400 de bănci care vor da drumul și vor implementa și posibilitatea de a putea investi direct din propriul cont bancar în criptomonede, deci semnal bullish, foarte interesant. Așa, am băut și puțin apă să nu răgușesc sau chestii de genul. Să vedem încă o știre foarte interesantă, da, asta a fost tot așa din ultimele 24 de ore. DeFi rug pull scam pulled in 2.8 billion this year, channel a zis. Bun, ce înseamnă asta? Sunt diferite metode de scam de a da țeapă, da, în domeniul ăsta al criptomonedelor și așa mai departe și practic una dintre acestea se numește rug pull. Pe scurt, se scoate toată lichiditatea de pe piață și cei care au creat proiectul fug cu banii. Da. Iar prin această metodă s-a reușit să se fură undeva la, adică acești schemări, acești separi, au reușit să fură undeva la 2,8 miliarde de dolari doar în acest an, 2021, și putem vedea aici o creștere foarte impresionantă din 2020 până în 2021, când s-au furat foarte puțini bani prin această metodă, comparativ cu 2021. Aici nu știu ce au făcut cei de la finance.yahoo.com, pentru că nu se văd exact toate datele și așa mai departe, dar cel puțin acest grafic arată foarte interesant și putem vedea și top 15 cele mai importante furturi prin această metodă din 2021. Despre una care se află aici am vorbit și eu și în vorba despre Squid Game, proiectul Squid Game, țeapa Squid Game. Da,
Hai să vedem, deci care sunt Todex, Anubis DAO, Uranium Finance, DeFi 100, Mercat Finance, Snowdog DAO, Stable Magnet, Saturn BeamFi, Squid, da, Squid Game, Luna Yield, Evolved Apps, Turtle Dex, Popcorn Swap, War on Rugs și Poly Butterfly. În cazul War on Rugs, ce înseamnă chestia asta? A fost un proiect care practic inițial voia să și chiar s-au chinuit inițial să demaște anumite proiecte care urmau să devină schemuri și să dea țepe investitorilor și practic în timp aceștia au adunat undeva la 2 milioane de dolari de la diferiți investitori și la final au fugit, au dat ei țeapă fix prin metoda aceasta pe care încercau să o demaște în cazul diferitor proiecte. Da, foarte interesant. Deci a fugit cu 2 milioane de dolari. Bun. Acum, încă o știre foarte interesantă, avem și vânzarea primei editări de pe Wikipedia și avem practic o auction, o licitație practic. Am avut o licitație și s-a vândut acest NFT, da, deci prima editare Wikipedia și s-a vândut sub formă de NFT pentru 750.000 de dolari, okay, pe 15 decembrie, acum 2 zile, deci, și iar separat s-a vândut și iMac-ul care a fost utilizat, da, un iMac de 20 de ani, care a fost utilizat pentru crearea Wikipedia, da, enciclopedie online. Iar acesta s-a vândut pentru 187.500 de dolari. Și cam aceasta a fost pagina, da? Prima pagină editată, Wikipedia, homepage, home, ceva foarte, foarte simplu, chiar foarte urât din punct de vedere vizual, da, grafic. Da. Și cam atât. Știre foarte interesantă și aceasta bullish. Și avem aici o instituție federală de reglementare spune că cei de la Credit Union pot să inițieze parteneriate cu provider de criptomonede, deci practic să implementeze plata cu prin criptomonede și puteți deci să vedeți toată știrea. Dacă vreți să o citiți pe toată, o să vă las link-urile de la toate aceste știri în descrierea videoului, dar le găsiți în descriere dacă vă interesează. Aici mai avem un investitor Bitcoin pe nume Peter McCormack, cumpără un club de fotbal din Marea Britanie și are mari planuri pentru a-l îmbunătăți cum ar veni. Practic a cumpărat echipa de fotbal, clubul sportiv Bedford FC și vrea să, prin acest club, să educe oarecum și fanii acestui sport și să opereze acest club, această companie prin intermediul Bitcoin, deci probabil, nu știu, să plătească jucătorii în Bitcoin sau nu știu, chestii de acest gen, semnal și acesta bullish, interesant. Trecem la următoarea, care nu este o știre chiar atât de bullish, dar interesantă și aceasta. O instituție de reglementare a publicității advertorialelor în Marea Britanie a banat 7 advertoriale de cripto, 7 publicități, cred că e pluralul. Așadar, printre acestea se numără și o publicitate de la Papa John's Pizza, un tweet, da? Și se mai numără și un advertorial, o reclamă plătită pe Facebook de către cei de la Coinbase. Da, foarte interesant, dacă vreți să citiți toată știrea, o să vă las din nou linkul în descriere. Apoi mai avem Banca Centrală Rusă, care vrea să baneze investițiile în criptomonede. Da, după cum știm deja de destul de mult timp, în general, țările comuniste, chiar dacă Rusia, în mod oficial, nu este comunistă, dar de fapt, practică cam este, și la fel și China, bine, China este și în teorie și în practică treaba legată de comunism, dar
în general, în țările acestea este o foarte mare opoziție față de Bitcoin și de criptomonede în general și de investiții în criptomonede. Așadar, în cazul acesta avem Banca Centrală Rusă care vrea să baneze investițiile în criptomonede. Aceștia spun practic că vor fi banate, normal, cele din viitor, dacă se va aproba anumită lege și mai departe, prin care vor fi banate deci interzise aceste investiții în criptomonede, vor fi banate cele care vor începe din acel moment. Da? Adică s-a aprobat legea care spune că nu ai voie să investești în criptomonede din, nu știu, 2022 ianuarie. Tu de atunci nu ai voie, dar dacă ai făcut investiții în criptomonede în 2021 în decembrie, e ok. Da, dar să nu mai faci apoi. Și cam aceasta este și această știre, foarte interesantă. Da. Aceasta e bearish în teorie. Și în practică oarecum, da, na, Rusia oricum mereu a fost contra criptomonedelor, contra Bitcoin și așa mai departe, deci na. Aici mai avem încă o știre foarte interesantă, veniturile din țepele cu criptomonede s-a aproape dublat, da, deci ce a venit în 2021 și practic ce s-a întâmplat din 2020 până în 2021. S-au furat, da, s-au dat țepe prin criptomonede în valoare de 7,7 miliarde de dolari, da? Și asta a reprezentat o creștere de 81% față de 2020. Deci în 2020 probabil a fost undeva la, nu știu, 1 milion, 2 milioane, ceva de genul. Iar acum avem aproape 1 milion, foarte interesant. Nu, cred că am greșit eu. Probabil a fost 3-4 milioane, iar acum avem aproape 1 milioane, ok. The DeFi space is one of the... Ok. Iar apoi, mă rog, avem aici treaba cu rug pull-urile, da, acea metodă prin care creatorii diferitor proiecte cripto dau țeapă și acum și-au dat și în trecut și așa mai departe. Da, și specifică și acest lucru în acest articol. Da, deci cam avem în acest caz 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 știri bullish și 4 bearish, da. De fapt, astea două de aici și astea în legătură cu țepe și mai departe, nu sunt neapărat bearish, dar sunt oarecum alarmante și ar trebui să întâmple să ia ceva atitudine și... Mă rog, în general, eu zic că acestea ar putea fi evitate, aceste țepe, de cei care și-au țeapă, prin ce? Prin educare, da? Te educi în legătură cu acest fenomen, iar când vrei să investești, de exemplu, nu știu, într-o criptomonedă, te duci, faci research, te uiți în white paper, te uiți cine l-a făcut, da? Care e echipa care stă în spate, ce își dorește acel proiect, să vezi și tu tokenomics-ul, cum sunt împărțite monedele în acel proiect și așa mai departe, deci, na, analiză fundamentală în principal. Și cam atât ce să mai zic, cam atât pentru astăzi, sper că v-au plăcut aceste știri, voi reveni probabil mâine, poate o să, nu știu, o să încerc să fac această serie de știri din cripto în fiecare zi să vedem ce și cum, dacă vă place, dacă nu vă place, lăsați un comentariu, cu Crypto Bullish. Crypto Bullish? Da, Crypto Bullish. Dacă ați rămas până aici și cam atât, vă mulțumesc. Sper că aceste știri v-au plăcut, v-au fost utile și cam atât. Până data viitoare, salut, la revedere și pa!